Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală elaborează un formular simplificat pentru direcționarea către entitățile non-profit sau unitățile de cult a unei sume din impozitul pe venit aferent anului 2019, care va fi publicat săptămâna viitoare și va putea fi utilizat opțional până la termenul de 25 mai de către contribuabilii care nu și-au exprimat deja opțiunile. Noul formular vine în întâmpinarea cererilor exprimate de către o parte din societatea civilă și nu va afecta în niciun fel sumele deja direcționate prin cele două formulare alternative existente deja, care vor putea fi utilizate în continuare în funcție de opțiunile fiecăruia. Pentru simplificarea mecanismului de distribuire a sumelor din impozitul pe venit aferent anului 2019, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice și ANAF se află în curs de elaborare un formular unic, fără ca acesta să afecteze opțiunile deja exercitate prin utilizarea formularelor 230 existente până la data publicării noului formular simplificat.